Mi-ar plăcea, dacă vrei, să ne ducem un pic către copilărie. Este un lucru esențial de privit. Sigur, noi pe parcursul adolescenței, când deja ne-am cam format așa ca și atitudine, apoi ulterior ca și adulții, deja suntem într-un fel. Dar copiii, și eu văd asta foarte frecvent în cabinetul meu, pentru că au o lipsă, nici nu știu, cronică acutizată, să-i spun așa, de mișcare, de a face lucrurile într-un fel, de a alerga, de a țecățăra, de a explora, de a experimenta, de a cunoaște mediul înconjurător și mai departe decât mediul înconjurător, li se schimbă postura. Merg mai pe vârful, merg mai dezlănat, cum spune senseiul meu de Aikido. Și nu numai atât, nu știu să se aplece, nu pot face o genuflexiune, pe care noi o făceam înainte, nu știam ce este, dar făceam. Așa, ne așezam pe vine și dacă aveam nevoie să mergem în pădure și să stăm pe vine, stăteam. Ei, acești copii acum nu mai pot face și pentru că mici nu au experimentat aceste situații, se trezesc mai mari și ajung la cabinet și mai târziu la 10, 12, 14 ani cu cifoze, scolioze, acestea sunt deviații ale coloanei vertebrale, dar nu numai ale coloanei vertebrale. Deși nu ne place muzica, ascultăm o țopăială și un balamuc, îi place muzica respectivă. Îl ajută pe el să-i fie mai bine, chiar dacă i-am vorbit, i-am explicat că l-ar ajuta mai mult să fie mai blândă, să fie mai calmă muzica. Pentru noi contează. Contează că lui îi place ceva și că poate să funcționeze mai bine în procesul de recuperare.